Haideți să vă arăt acum ce fac cu cartofii. Deci cum fac găluștele de cartofi. Aici am jumate de kilogram de cartofi. Chiar am cântărit că eu am pus mai mulți la fiert. Am zis că nu poate nu toți sunt buni și ca să am de unde alege. Acum eu i-am curățat, i-am dat într-un jet de apă rece, i-am curățat și normal trebuia prin presă, dar dacă nu am presă, aici o să încerc să-i rad. Știți că este presă din aia care de... O să încerc să-i rad, să vedem. Încă așa călduți. Merge. Eu i-am fiert în apă cu sare, dar oricum o trebuiască să punem sare și aici. Bun. Ne-am scăpat și de cartofi. I-am ras. Așa. Dați să mă spăl pe mâini. Că... Asta nu-mi place nici la aluată. Când mi se lipește de mâini. Așa. Acum punem cam 3 linguri de ulei. Peste ei punem sare. Și eu am cântărit 200 de grame de făină. Vedem acum cât ne intră. Cât puteți faceți cu lingura, dacă nu faceți cu mâna după aia. Deci nu punem ou, nu punem altceva în afară de cartofi, ulei, sare și făină. Eu zic că gata, deci mai am 50 de grame de făină, cam 150. Acum depinde și de cartofi. Trebuie să fie un aluat puțin mai moale, dar să nu-l faceți în beton, că atunci nu iasă bine. Și acum o să începem să-i formăm.
după aia îl punem în pană. Așa. Păi nu o să mai avem nevoie de întins pe blatul de lucru. Mai facem ordine. Dar pentru aluat, luăm din aluat. Și le faceți așa. Și le tăiați așa și le apăsați puțin în mijloc. Uitați, așa arată. Deci cum ar fi că le treceți pe fârculiță. Să iasă modelul. Acum cât de mari doriți. Vedeți? Așa arată. Eu le fac și mai mari și mai mici. Cum ar fi le rulați pe fârculiță. Sau puteți numai așa să le faceți. Și faceți numai modelul cu fârculița deasupra. Cum doriți. Eu zic că totuși e mai practic. Așa. Că iasă mai frumoase. Asta nu contează, deci astea puteți să le faceți numai cu mâna. Nu trebuie neapărat. Astea nu sunt knochii sau... Eu le fac pe toate și atunci o să vă arăt. Haideți să vă arăt, prieteni, că aproape sunt gata. Deci E migălos, dar mi-a ieșit multe. Puteți să le și congelați. Și dacă se vede, îl treceți așa peste fârculiță. Și așa arată. Doamne ajută! Uitați ce mulți mi-au ieșit. Acum îi lăsăm să stea. Trebuie să stea cam jumate de oră la odihnă. Și după aia fierbem apă cu sare și îi fierbem acolo. Deci cam așa arată. Haideți să vă arăt acum. Am pus apa la fier cu puțină sare și acum îl băgăm gnocchi. Apa trebuie să clocotească. Gnocchi, găluștele, cum vreți să le spuneți.
punem cam jumate din cantitate odată. Este cam ușor. Ca să nu se prindă, dar nu se prinde. Și îi lăsăm la fiert. Și ca să găluștele noastre să aibă gust, am pus puțin ulei la încălzit. Am tăiat o ceapă. Lăsăm să moaie bine ceapa. Căluștele le-am scurs și le-am spălat cu apă rece ca cum facem la fiecare paste. Chiftelele se prăjesc încet de aici. Sper să nu vă plictisesc, dar am vrut să vă arăt. Multă lume spune că nu, adică unele persoane spune că nu arăt modul de lucru. Eu chiar nu vreau să fac lungi video. Frăgim bine ceapa. Punem puțină boia. Oprim focul și punem peste găluște.
Și așa arată găluștele noastre. Așa arată găluștele noastre. Sunt delicioase. Vă mulțumim! O zi bună vă dorim!